Dragi telespectatori și astăzi cu urarea frumoasă la început de an, de la mulți ani Ei bine, pentru că m-am gândit să aduc în atenția dumneavoastră un subiect care ne privește și care ne implică pe fiecare dintre noi Aș spune că viața pe un peron va fi descoperită chiar astăzi de către invitat Pentru că dincolo de toate vom vorbi de viață, de fericire și fiecare dintre noi așteaptă un tren Fie că îl prindem, fie că nu îl prindem în gara unde-l așteptăm, să vedem câte trenuri a prins sau câte a ratat în viața de până acum, invitatul nostru, îndrăgitul artist, omul pe care îl iubiți și îl urmăriți de fiecare dată, Raul. Bine te-am găsit! E prima noastră întâlnire, așa oarecum formală, pentru că toate întâlnirile noastre stau sub semnul veseliei și a bucuriei de a te întâlni cu oameni cu care rezonezi foarte bine, cu care, așa. Mă bucur că începutul ăsta de an ne găsește împreună în acest platou de televiziune și, într-adevăr, cred că până acum am adunat în anii pe care am trăit, zic eu foarte frumos, suficient de multe amintiri și de lucruri interesante despre care am putea să vorbim în emisiunea de astăzi, nu înainte de a le spune telespectatorilor că le doresc din tot sufletul să aibă nu doar un început de an, ci un an extraordinar de bun. Și uh, rămâneți acum alături de noi, pentru că abia aștept să vă spun lucruri pe care nu vi le-am spus niciodată. Vezi, mă, mă definește pe mine și cu siguranță și pe telespectator termenul de viață, și aici tu o să dezvolți. Da. Însă, prima întrebare pe care ți-aș pune, Raul, înainte de a intra în uh, subiectul uh, cu adevărat al emisiei de astăzi și a ceea ce mi-am propus să te întreb, cum au fost sărbătorile din anul trecut, dacă vrei? Nu au fost cele mai fericite sărbătorile mele, în primul rând pentru că nu am mai simțit uh, Uh, bucuria uh, bucuria cu care eram obișnuit în anii trecuți, poate și datorită uh, uh, rigorilor uh, la care suntem supuși din cauza COVID, dar mai ales datorită faptului că eu am pierdut-o pe bunica chiar înainte cu câteva zile de, de Crăciun și uh, uh, asta oarecum mi-a dat o stare nu, nu nu foarte bună. Pierderea cuiva drag întotdeauna va aduce uh, o stare sufletească mai puțin fericită. Condolențe mi iubit, și Dumnezeu să o odihnească Mi-am iubit pace. foarte mult bunica, chiar dacă în ultimea nu am reușit să o văd atât de des pe cât uh, mi-aș fi dorit. ne uh, uh, a iubit pe toți nepoții ei extraordinar de mult și uh, m-a marcat oarecum și asta mi-a făcut uh, să sărbătorile mele nu au fost uh, cele mai fericite pentru că, îți spun de ce, uh, de sărbători obișnuiam să o vizitez mai des pentru că așa mer merg eu acasă de sărbători. În fine, am trecut peste acest moment, nu mi-a fost ușor, și pornim la drum în 2021 cu alte forțe, cu alte idei, cu alte planuri, uh, cu alte brațe deschise către alte orizonturi. Aș vrea să te întreb despre amintire pe care ai avut-o cu dânsa acum că tot ai adus în discuție. Despre sărbătorile din copilărie în preajma. Sărbătorile copilăriei. De... La, la mine, la tur, uh, s-a întâmplat... Uh, Fiind un oraș din Ardeal, să avem tradiții foarte frumoase de sărbători, mersul la colindat și întotdeauna când mergeam la colindat împreună cu frații mei, eu mai am încă trei frați mai mici, începeam de la bunica mea și apoi mergeam mai departe. Și bunica mea, când eram eu mic, treia și bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, ne aștepta cu cele mai bune, dacă aș putea să spun eu bunătăți, eu sunt emoționat acum și poate că nu am toate cuvintele la mine, dar le am în suflet și le păstrez cu dac dacă este vorba să, să vorbesc despre bunica mea. Dar uh, mi-a rămas pe retina sufletului dacă vrei faptul că ne primea întotdeauna cu brațele deschise și întotdeauna avea ceva mai mult de oferit și noi ceva mai mult de primit uh, de la bunici decât de la alții. Știam sigur că uh, dacă începem colindatul la bunici uh, o să ne meargă bine uh, pe tot parcursul traseului, apoi la Lu, de la Mătuș, la prieteni. Și mai mult decât atât, pentru că toate vacanțele mele din copilărie erau în curtea bunicilor, unde aveam animăluțe, unde aveam căței, cai, aveam și o mică livadă în grădina lor. Exista acea copilărie care astăzi e alterată oarecum de tehnologie și atunci cred eu că am trăit bucuria de a fi copii Uh, realmente. Ai avut cu adevărat o copilărie frumoasă eu da. și cred că... Eu da, pentru că m-am născut uh, cu ceva uh, timp mai devreme, pe vremea în care copilăria mai se putea numi copilărie. Eu consider că ziua de, copilă, copiii din ziua de na, din zilele noastre, eu cred că la vârsta lor de copii sunt foarte inteligenți, sunt mult mai bine pregătiți din toate punctele de vedere am cunoscut, am și eu nepoți, Să dar trebuie. copilăria lor este oarecum anulată, dacă vrei, de, de tehnologie. Pentru că imaginea unui copil cu un telefon sau cu o tabletă în mână, oarecum, nu știu, pe mine, mă. mă nu știu dacă mă, mă, fac, mă întristează. Dar cred ori... că da, pentru că, scuza mă că fac o paranteză, tu ai știut să-ți exemplifici trăirile, momentele și amintirile din copilărie, pe când acum vorbim de o dependență de tehnologie. Păi da, eu văd copii la 7-8 ani care -mi, deja îmi vorbesc despre lucruri la care eu nu avem acces și nu doar, și nu sunt invidios sau nu am o frustrare din cauza asta, dar cred eu că la șaptea nu trebuie să fii foarte deștept. Și să te bucuri de copilărie așa, așa cum cred. e. Ea. Eu așa cred. Vezi, ziua de astăzi părinții se mândresc că știu copiii să citească încă de la 4-5 ani, dar e prematur să faci asta. Eu cred că trebuie o perioadă în care să te bucuri de inocență, pentru că până la urmă copilăria înseamnă inocență și pași mici pe care îi faci pentru a deveni uh, adolescent, pentru a deveni uh, uh, matur. De fapt, cred că maturi ajungem doar la vârsta la care conștientizăm că am fi putut făcu, am fi putut face lucrurile altfel și nu le-am făcut. Cred că doar atunci devenim maturi. Eu, la vârsta pe care o am, trebuie să recunosc că am uh, cu patru în față, uh, încă sunt un copil, încă mă alint și chiar am convins și pe prietenii mei involuntar să fac același lucru. Toată lumea în jurul meu s-a alint, adică toată lumea în jurul meu se comportă cu mine ca și cu un copil mai mic, deși sunt mult mai mult decât uh, o mare parte din ei. Ai zis de ei. vârsta cu 4 și îți da. spun mulți ani înainte sănătoși, dar vârsta inimii care este? Cu ce cifră a, începe? Vârsta inimii a rămas la vârsta la care încă nu avem acces la tehnologie. <laughs> Se spune adică... că odată ce îți pierzi sufletul de copil nu mai știi să te bucuri de viață nu, și nu, nu mai nu. știi să trăiești atât de frumos. Nu, eu... Iată că tu spui uh, acest Raul lucru. Raul sau și este un copil mare și așa o să rămână. Și mai este un amănunt uh, foarte important atâta timp cât Uh, ai părinți pe lume, încă ești copilul cuiva și asta te face să vibrezi altfel și să trăiești altfel. Am văzut fotografii cu mama ta pe pagina ta de artist da, și mama mea nu îi este... semeni mult. Da, mama mea nu este într-o stare uh, medicală foarte bună pentru că, uh, din păcate, trebuie să respire o, o mare parte din zi ajutată doar de aparate, dar în afară de, uh, în afară de acest detaliu important, uh, este un om cu un tonus bun și... O să mă întrebe acum ce s-a întâmplat. Mama mea a crescut patru copii și a muncit foarte mulți ani în fabrică, într-o fabrică, într-un job uh, pentru oameni, uh, pentru bărbați. A muncit uh, la Turda, la fapt Turdeana, nu mai există acum. Era o fabrică care produceam uh, piese de mașini pentru Dacia de pe vremuri. Era oarecum un job uh, care necesita forță și putere de bărbat și după 30-40 de ani de muncă, uh, toate, toate se adună, să știi. Și a trecut prin multe uh, boli și a fost internată de foarte multe ori. E prima dată când spun lucrul acesta uh, la televizor. Mă simt împăcat și cu locul și cu tine și cu publicul căruia îi vorbesc acum prin intermediul vostru și pe prima dată când dau din casă despre astfel de amănunte pentru că eu uh, totdeauna am afișat doar partea frumoasă a vieții mele, uh, lucrurile care mă fac să zâmbesc, lucrurile care mă fac fericit și muzica mea. Până la urmă, un artist înseamnă muzica lui, înseamnă Arta lui. Dar, uh, dincolo de faptul că eu sunt un artist, sunt și un om. Și ca fiecare om avem și lucruri bune prin care trecem în viață, avem și lucruri rele, avem și suferințe, mai avem și chinuri, mai avem și dureri. Important este să găsim uh, uh, calea de mijloc pentru a le împăca pe toate. Uh, îmi iubesc foarte mult mama. Tatăl meu este alături de ea, Părinții, uh, frații mei stau toți în în Spania și sunt cam singurul care stă pe, pe acasă. A fost, și, uh, pentru că ai vorbit atât de frumos de mama ta, Raul, bănuiesc că în viața uh, și în inima ta și în dezvoltarea emoțională a fost un exemplu de femeie puternică, statornică și convinsă. Este. Um, la început, bine, ca orice părinte, uh, pentru un copil își dorește să îmbrățișeze o carieră de succes. Fiecare părinte își dorește pentru copilul lui ca acel copil să aleagă, nu știu, o meserie, un uh, uh, ceva care, care, care să-i asigure un venit, ceva stabil, ceva sigur. Fiecare părinte își dorește asta pentru copilul lui. Mama mea niciodată nu, chiar dacă a gândit altfel, mama mea niciodată nu a, nu mi-a arătat că nu ar îmbrățișa ceea ce doresc eu să fac. Când un, cum un copil îți spune că vrea să fie cântăresc, că vrea să fie artistă, Mă rog, o dai pe seama faptului că a rămas copilul impresionat de un film sau de un videoclip la televizor și așa mai departe. De la a-ți dori să fii artiști, artist până la a ajunge artist e o cale foarte lungă, mai ales atunci când părinții nu înțeleg, nu pot sau nu reușesc să te susțină în demersurile tale. Eu am fost susținut moral de părinții mei, de mama mea, în sensul că niciodată nu mi-a spus nu fă asta. Uh, nici am avut pretenția ca ei să facă pentru mine mai mult decât atât, pentru că am înțeles situația în care noi eram patru frați și nu-ți poți canaliza energia, forța, iubirea, veniturile doar pentru un copil. Trebuie să-i în mod egal cu fiecare. Eu am înțeles fiind mai mare acest amănunt și am încercat uh, să mă descurc singur. Uh, Cariera mea de artist a început de foarte de jos. N-am spus -o niciodată, dar eu am muncit atunci când avea nevoie familia mea, pentru că am trecut și prin situații mai uh, grele de viață, de existență. Uh, a trebuit să muncesc chiar și la sere în, în Turda, chiar și la munca câmpului, efectiv la... Exact cum muncesc țăranii la țară, pentru ca să ajut familia uh, uh, să trecem prin momentele prin care am trecut cu toate că am lucrat în televiziune, ca și prezentator, am început la turda, undeva la 14 ani. Poți crede că eu dimineața mergeam la munca câmpului și seara mergeam la televiziune? N-am spus niciodată. Acum. Da, eu am făcut acest lucru. Dar se spune că munca nobilează omul, <coughs> și poate niciodată nu m-aș fi gândit că <coughs> statutul tău de bărbat, de om, de domn, dacă vrei, ascunde <coughs> în spatele lui acest statut. Iată, uh, perioada <coughs> uceniciei, dacă vrei. Niciodată nu am fugit de muncă și uh, uh, atunci când uh, am văzut că nu există posibilitatea de a-mi ajuta familia altfel decât cea de a merge la. Munca câmpului și în zootehnie, eu m -am, m am mers și mi-am ajutat familia. Dar El... ce părere avut, <coughs> au avut părinții tăi aici, nu mă refer numai la mama, când te-au văzut uh, ca Raul este cine este și că este un artist, în ciuda faptului că poți contesta o alegere? Eu simt că mama mea și că părinții mei sunt mândri, și știu asta din faptul că uh, îmi spun că adesea merg pe stradă, prin turda sau prin magazine și sunt felicitați, este felicitată și cred că nu știu, nu știu, care e mai mare bucuria pentru mama, faptul că îi spun vecinii sau oamenii de pe stradă felicitări pentru copilul tău sau faptul că mă vede la televizor. Cred că, cred că una vine în completarea celelalte și sunt convins că eu am făcut-o pe mama mândră de mine și chiar și, pe, și familia mea cred că este mândră de mine. De ceea ce am făcut până acum, de pașii pe care i-am urmat și de faptul că am Că am făcut totul de capul meu. Un om, un copil independent devenit un adolescent A cu responsabilități, nevoie. dar calculat. A fost nevoie să fiu independent pentru că în această meserie, dincolo de talent, eu cred și mi-aduc aminte ce mi-a spus Mirabela: îți trebuie foarte mult creier. Eu mi-am impus o oarecare independență pentru ca să nu fie nevoie să dau vina pe altcineva decât pe mine pentru eventualele nereușite stând și așteptând ca să fie ajutat din stânga și din dreapta, fără ca tu să faci nimic pentru asta, duce clar la un eșec, indiferent de domeniul în care activez. Eu nu m-am permis să fac acest lucru. Eu am muncit și am muncit și am muncit și vreau să înțeleagă cei care ne urmăresc acum că a fi artist nu înseamnă doar a lua microfonul și a cânta pe scenă, a te îmbrăca frumos și a coborâ jos de pe scenă într-o mașină luxoasă și într-o casă mare. Și aici poți să să-ți completezi mm. ideile pentru că ești un întreg, dacă vrei, și textier și omul care vine cu ideea. Rețin că la începuturile mele aici, în afara faptului că te-am cunoscut și în calitate de poet, realizai colinde și nu numai piese pentru artiști de înaltă ținută, valoroși. Și uite că, așa cum ai spus, eu cred că și alegerile pe care le-ai făcut au fost de... Cu o reușită, într-adevăr, pentru cariera ta profesională și nu numai. Dar, spune-mi, ai, ai simțit că ajungi la un prag pe care nu poți să-l treci, adică un obstacol atât de mare care ți-a privat drepturile de la a evolua nu. vreodată? Nu. Uh, niciodată nu o să poți fi oprit să evoluezi decât dacă îți dorești tu să nu mai evoluezi. Deși eu sunt foarte bine ancorat în realitatea mea ca artist, știu exact cam până unde pot să merg sau uh, uh, unde ar trebui să mă opresc. Deși nu nu mă opresc, o să spun un lucru. Nu contează sau nu este atât de important să fii în top ca artist, pentru că topul este doar un clasament uh, prin care treci. Important este să fii oare în, în business, dacă vrei. Sunt aproape 20 de ani de când exist pe piața muzicală românească. Uh, am lansat vreo 23 de albume. Uh, scris în mare parte muzică și text de mine. Nu sunt protagonistul tuturor, am lucrat și cu foarte mulți artiști. Ce m-a frapat și mi-a dat curaj este faptul că, după colaborarea mea cu Mirabela Dauer, care a deschis o cutie a Pandorei, uh, foarte mulți artiști și-au dorit să scriu muzică pentru ei. Și am făcut acest lucru, deși am fost destul de selectiv. Am avut, uh, pot să spun, uh, duete care s-au bucurat de succes. Uh, și cu foarte frumoase care există pe internet. Cei care urmăresc activitatea lui Raul, lui Raul știu asta pentru că am o pagină de Facebook foarte activă, am o pagină de, de, de YouTube, un canal de YouTube unde există aproape toată muzica mea și în general sunt pe toate platformele online. Muzica mea poate fi ascultată absolut pe toate platformele care există în lume. La această oră și chiar este Apple, Spotify, că am văzut, nu... iTunes, nu fac reclamă, dar dacă vrei să-l găsești pe Raul, este imposibil să, să, să nu găsești oriunde. De la Amazon, la EMAG, de la. există peste tot. Pentru că singur mi, -am făcut, singur mi am făcut toată strategia de promovare, atâta timp cât ești la îndemâna tuturor, e mai ușor să fii consumat, e mai ușor să fi plasat undeva ca artist. Îți spun, eu nu mi-am dorit niciodată să fiu neapărat în top, pentru că topul îți asigură doar o o stare așa aparte. Și trecătoare. Și trecătoare. E atât de important să fii uh, constant, să ai o constantă, uh, să ai bătaie lungă uh, ca și artist. De exemplu, uh, dacă eu lansez un cântec nou pe YouTube, niciodată, și știu sigur că nu se întâmplă să să rup așa din prima, adică să te trezești că ai în două zile un milion de vizualizări. Ce nu înțeleg foarte mulți dintre artiști sau dintre oamenii care ascultă astfel de genuri muzicale că a avea un milion de vizualizări uh, într-o noapte sau în uh, două nopți sau într-o săptămână presupune că la un moment dat într-un timp foarte scurt să nu mai ai deloc. Ei, muzica mea crește în timp am ajuns și eu la milioane de vizualizări la foarte multe din cântecele mele dar asta s-a întâmplat în timp pentru că și genul muzical și stilul și abordarea și uh, felul meu de a fi necesită o creștere în timp și eu mă bucur foarte tare simt asta în fiecare zi această creștere și este atât de drăguț și atât de bine pentru sufletul meu de om și de artist să văd în fiecare zi că există cineva care se bucură și nu mi-ar plăcea pentru că am și simțit lucrul ăsta, vorbesc din propria experiență. Nu mi-ar plăcea un buf de o noapte, de două nopți, uh, urmată de o dezamăgire pentru că nu reușești să fii bă, uh, la fel de sus și exact la fel de Exact ce spuneai, să fie constant totul. Uh, te văd uh -huh. vorbind cu foarte mult patos despre partea aceasta profesională, despre realizarea și munca uh -huh. ta frumoasă, de altfel. Dar spunem dacă aceasta uh -huh. este măsura fericirii, oare? Nu există În oameni. dragoste găsim fericire? Și care este cea mai Nu există o măsură a fericirii, dar pot să spun că uh, o fire pozitivă și o. Eu sunt o fire uh, foarte deschisă și foarte iubitoare. Am decis, am decis pentru binele sufletului meu să acord încredere în oameni. Deci, sunt foarte, foarte, foarte atent și am un miros uh, psihologic dacă vrei, bine dezvoltat pentru că mi-a plăcut să cunosc oameni și am învățat foarte mult din experiențele personale ale mele, dar și ale oamenilor cu care am avut ocazia să intru în contact de-a lungul, de lungul timpului fie că au fost colegi, fie că au fost oameni mai în vârstă ca și mine fie că au fost mai proști, mai deștepți, mai buni sau mai răi. Fiecare întâlnirea mea cu, cu oamenii presupune ca eu să învăț ceva despre cum să fiu sau cum să nu fiu cum să fac sau cum să nu fac. Și mi-am asumat uh, această lecție pe care ți-o oferă viața, pentru că sunt cele mai importante lecții. Până la urmă, școala fiind foarte importantă pentru educația ta, uh, dar viața îți întregește tot, toată teoria pe care o poți acumula în școală, este întregită de experiențele pe care le ai ca om în... în, în în viața ta de zi cu zi, și slavă Domnului, am avut parte ca să cunosc foarte mulți oameni. Atât oameni buni cât și oameni răi, atât oameni deștepți cât și oameni proști. Niciodată nu am judecat, întotdeauna am luat partea bună a lucrurilor și, oarecum, întâlnirea mea și experiențele acestea m-au mi-au definit și mie caracterul, felul de a fi și m-au învățat să fiu așa cum mă știi adică tu. Adică auto autoeducație. O autoeducație și m-au -au învățat să fiu așa cum mă știi tu și poate cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc cu zâmbetul pe buze, deschis, atâta timp cât ne erijăm în, în Dumnezei și începem să-i judecăm pe cei din jur și nu le căutăm părțile bune, vom deveni în primul rând răi ca oameni pentru noi. Și nu o să ne facă bine. O să ne mirăm de ce ne apar ridurile mai devreme sau o să ne mirăm de ce ne apar. Pentru că... Nu el ne la, ocupăm de propria persoană, da, ci El am de la îndemâna ta, de la ta să fii persoană. bun, să fii înțelegător, să fii iubitor și asta este doar o mică parte din ceea ce contează pentru a fi Fericit. Într Dar o mică parte din viața ta vreau să-mi spui și mie care a fost spun. dragostea supremă sau fericirea ta supremă trăită până acum. Care e cea mai frumoasă poveste de dragoste? Știu că este o latură mondenă a discuției noastre. <laughs> Eu nu am vorbit niciodată despre relațiile mele. În primul rând, ca bărbat, nu o să vorbesc niciodată despre uh, femeile din, uh, din viața ta. Dar, adică... la modul general, că nu uh, nominalizăm uh, pe cineva. La modul Nici general, nu niciodată nu am fost un bărbat sau un băiat lipsit sau privat de. Sentimentele de afecțiune din parte tocmai de... de asta că ești foarte plăcut de da. doamne, ești un bărbat atrăgător. Eu! Îți vin complimente și lucrurile eu astea. Se am și pe Facebook, eu am da? o prietenă și am foarte multe prietene și foarte mulți prieteni care există în viața mea. Există și cineva uh, aproape care știe mult mai multe lucruri de, uh, despre mine decât vei de afla tu astăzi. Dar. Uh, uh, Asta rămâne chiar... Să înțeleg că ești mai introvertit cu viața aceasta amoroasă. Nu, nu sunt. Nu sunt introvertit, dar viața amoroasă a unei persoane niciodată nu va trebui să fie un parc public pentru ceilalți. Pentru că uh, nu toată lumea este ca tine. Dacă eu sunt bun și înțelegător și bă, așa mai departe, nu înseamnă că toată lumea este ca și tine sau uh, ca și mine. Și uh, mă feresc nu de a fi judecat sau nu de a fi neînțeles. Mă feresc ca viața mea să fie... Am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală pe pagina de Facebook. Păi, poate, doamnele luna, interesate să vadă dacă e sigur Dar Am primit cereri de căsătorie. Eu nu vreau să mă laud acum în mod excesiv și n-aș face-o niciodată, sub nicio formă, dar uh, pagina mea de Facebook e ca o carte deschisă și am lăsat tuturor uh, libera exprimare ca un accesoriu. Și vreau să spun că primesc foarte multe mesaje. De deci ce vorbesc aici de câteva sute de mesaje zilnic? Și asta da ai intre... suferit vreodată din dragoste rare? Da, da. Serios. Da, și seri... ce vârstă aveai? Păi, uh, nu știu, să-ți de cea mai recentă suferință sau de cea mai. Uh... Cea mai recentă, iată, ca să-mi spui mm... apoi și când ai plâns ultima dată? Din dragoste. Știi că se întâmplă uneori uh, să plângi din dragoste atunci când scriu un cântec. Uh... Multe lume mă întreabă, dar ce te inspiră când scrii un cântec trist sau un cântec vesel sau un cântec în general? Și niciodată nu o să fiu în stare să răspund corect la această întrebare, pentru că sunt convins că și talentul și inspirația vine de la Dumnezeu. Atât timp cât niciodată nu m-am pus la masă cu gândul expres de a, a scrie un cântec, îmi dau seama că totul este de la Dumnezeu și sunt convins că așa este. Deci muza și talentul vine de la Dumnezeu, dar se întâmplă de foarte multe ori să scriu niște rânduri sau îmi cânte și să nu mă recunosc pe mine ca om în acele, în acele vesturi, să-mi dau seama că, că ceva se întâmplă cu mine și că de fapt ăsta este talentul și darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și uh, rezonez foarte mult cu mesajele profunde pe care culme le-am scris eu și îmi dau seama că sunt niște trăiri care mi-au marcat și mie sufletul și. Mai ușor să lipesc de sufletele altora, întâmplările care într-adevăr au prins viață cândva la mine. Și cele mai multe din situații. În cele mai multe din situații, așa s-a întâmplat. Cântă cele mele să fie, de fapt, poveștile mele de dragoste sau de viață care au rezonat cu poveștile altora. Și uite, așa există o relație specială între mine și publicul meu, care mi-a devenit și prieten. După 20 de ani de cântat, cam știi ce așteaptă în lumea de la tine. Deși eu niciodată nu am stat să îmi calculez o latură comercială a muzicii mele. Nu m-a interesat neapărat să sune, cânte ca și al nu știu cui. Eu am încercat să fiu eu. M-am pus în personală. M-am vândut exact așa cum am simțit eu că, că sunt. Pentru că mi-ar fi fost foarte greu să am două imagini. Imaginea lui Raul și, și imaginea, imaginea lui, lui Rareș. La un moment dat am sigur că se poate ajunge la momentul în care poți claca, pentru că nu ai cum să joci toată viața și eu mi-am dorit să fiu rare și Raul să fie aceeași persoană, doar că uh, Raul este deosebit de rare și mai și bă, cântă. Ai spus mai devreme de viață și chiar am spus și la începutul emisiunii despre viața pe un mm -hmm. peron. Care crezi că au fost întâlnirile miraculoase din ah. viața ta care ți-au schimbat destinul? Trenurile în care tu te-ai urcat și te-au dus la destinația pe care tu ai visat-o sau ți-ai dorit -o. Am făcut armata în 1999 până în 2000. Înainte de armată lucrasem la televiziune în Turda, începând de la 14 ani. Apoi am lucrat la televiziune în Alba Iulia. Era o rețea de televiziune. Actualul ProTV, pentru că asta este o poveste, nu vreau să șuntez. se numea SICA înainte, societatea de informare și comunicare prin audiovizual. Nu mai există. Dar am pornit de la Turda, unde venise tata compozitorului Marius Moga, el se ocupa de televiziune, și m-a selectat. Știu că toată lumea era acolo la probe și am fost singură care s-a spus, tu, tu rămâi. Adică mi s-a spus pe loc că am fost admis. Am prezentat la Turda sute de emisiuni matinale, le realizam singuri. Eram copil, dar aveam ambiție, îmi stătea bine pe ecran, ceva s-a întâmplat. Am, am, început bine, apoi am fost dus la Alba Iulia, m-am mutat cu școala acolo, apoi de la Alba Iulia la satul mare unde am rămas și am făcut și armata și după armată mi-am spus că e timpul să merg la București. La București era altceva. Nu te aștepta nimeni cu brațele deschise, chiar dacă tu ai făcut câțiva ani de televiziune în Turda. N-a fost, sau în, în țară. Și am început munca mea la București de mare artist, Vânzând cărți poștale pentru copii handicapați la uniri. Eu prea nu pe stradă și vindeam carte cărți poștale. După din anii care eu de televiziune, avea, După anii de care televiziune vorbeai. eu am luat-o de la zero pentru că am fost conștient că nimeni nu-ți va deschide ție ușile pentru că ai fost prezentator în tur. și ce dacă. Și uite, așa am început eu. Și pas cu pas am. Mi-am deschis ușile care erau necesare. Sunt foarte uimită pentru că ai pus accent pe omenie și pentru că nu statutul a fost cel care te-a cumpărat, și nici n-ai făcut vreun compromis pentru nu, el. Niciodată. Ceea ce dovedește că te-ai urcat în mai multe trenuri, niciodată. să spun așa, Ar... care ți-au adus succesul, dar ți-ai asumat asta. Mi-am asumat asta. Eu, de cele mai multe ori în viață, și vă recomand tuturor să fac asta, bazați-vă pe ce aveți voi. Nu vă bazați pe, pe promisiuni. Uh, nu m-am bazat pe promisiunile nimănui, m-am bazat doar pe mine, pe ce am avut eu. Da, te-ai gândit vreodată că uite, din vânzătorul <coughs> despre care spuneai că era rare și atunci venit în București recent uh, de cărți poștale, să ajungi cine ești astăzi? Erai un visător definit? Când am văzut cărți poștale îmi doream foarte tare, dar am considerat că am nevoie de bănuți ca să încep un... Uh, eu m-am bucat de cântat după armată, ca să spun așa. Și de la vânzătorul de cărți poștale, am ajuns vânzătorul de orez, am ajuns agent comercial, vindeam orez la firme prin, prin București, era un job mult mai bine plătit și așa am început eu să înregistrez primele mele melodii și am intrat în, 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 în showbiz, dar nu ca și cântăreț, oarecum ca și impresar. Eu n-am spus-o niciodată asta dar a spus-o ea. Eu am fost cel care a dus-o pe Andra de la, de la tur de la București. Au existat câteva emisiuni în care Andra mi-a mulțumit și uh, uh, a vorbit despre partea asta din începutul ei. M-am canalizat atunci pentru, pentru Andra și pentru uh, alți artiști care au devenit cunoscuți. Eu am considerat că pot ajunge în televiziune mai ușor ca și impresar decât ca și uh, cântăreț, pentru că existau alte deschideri. Și uite așa mi-am făcut deschiderile suficiente pentru ca mai apoi să pot intra ca și cântăreț. M-a luat Marina Almășan la sugestia lui Cristian Reicher. După vreo doi ani de plimbat prin București, m-a luat cu prezentator la TVR2 pentru câteva emisiuni. A fost un început bun pentru mine. Timp în care am înregistrat primele melodii, la un moment dat am ajuns pe litoral în turneele lui Bebe Mihu. Apropo, s-au strâns aproape... Anul ăsta fac 20 de ani de litoral. Se spune că viitorul are mereu o aripă în trecut. Ai vreo aripă frântă din trecut? Pe tot parcursul uh, Am doar ani. pene pierdute. <laughs> aripa, aripa nu s-a rupt. Dar uh, nici măcar nu contează acele pene, pentru că acele pene mi-au întărit cealaltă aripă, care a rămas neatinsă. Te simți că poate aici ai rămas dezamăgit de oameni? Uh, oamenii nu reușesc să mă dezamăgească, reușesc doar să îmi confirme sau să îmi infirme ce cred eu despre ei. Uh, mai puțin se întâmplă asta cu oamenii la care într de -adevăr, cu adevărat. Ți-am spus, unii oameni vin ca lecții pentru tine în viață, alții vin doar ca să-ți uh, murdărească sau să-ți zăpăcească uh, sufletul și creierul. Uh, la vârsta pe care o am acum, mai ușor mă las dezamăgit de oameni. Uh, le ofer în schimb dragostea mea, zâmbetul meu, uh, bucuria mea de a avea alături și mai ales de a împărți timp. Pentru că timpul este cel mai important cadou pe care poți să-l faci unui om. Timpul de pe care îl acoști tu. Crezi în suflete pereche? Uh, cred, dar uh, să știi că la un moment dat, uh, perechile nu mai sunt perechi. Și în ce condiții crezi că rezistă iubirea, Rares? Uh, uneori iubirea e doar o carte bună. Așa mi-am spus eu uh, când am scris cartea mea tot ce nu, nu ți-am spus. Am scris o carte de poezii. Uh, Carta se numește Tot ce nu ți-am spus, și reclama sună Iubirea uneori e doar o carte bună. Cum mai avea un as în mânecă, la prima rundă într-un joc îl folosești, ești câștigător și să înțelegi că după cred aia rămâne pe dușă. Este ideal, este superb, este uh, de neimaginat să poți iubi o viață întreagă același om și să-l ții aproape de tine. Dar. Uh, vrei să spun ceva, și o să fii judecat pentru asta este nedrept. De ce e nedrept? Este oarecum nedrept, pentru că în primul rând știm sigur că nu se poate ca toată viața ta să-iubești un singur om, de om deși poți să-l iubești toată viața ta. iubirea uh, vine ca un cadou uh, și este un cadou pe care trebuie să-l ofere atunci când este nevoie. Doar că iubirea nu vine să calce sufletele în picioare. Iubirea vine să le întărească și să le facă mai bune și mai frumoase. Iubește atât cât poți, iubește pe cine îți este dat și drag să iubești, dar ai grijă, iubind pe cineva, să nu distrugi pe altcineva. Este foarte important acest lucru. Crezi că ne încăpățânăm noi foarte mult să credem în iubirea asta profundă și veșnică? E rău să crezi că iubești când de fapt nu iubești. Sau e greu să iubești așteptând să fii iubit. Crezi că, cred că este cea mai mare uh, cutumă. Sau e rău să iubești. Crezând că, în schimb, vei putea primi iubire. Iubirea să oferă, e cea mai mare virtute. Iubești și atât. Se creează, îmi imaginez, o confuzie în foarte multe cupluri, asta pentru că ai și spus mm -hmm. că e greu să păstrezi aceeași dragoste până la finalul mm -hmm. vieții și probabil se intersectează cumva cu obișnuința, din punct de vedere al unei relații, bineînțeles. Nu trebuie să ajungi ca iubirea să devină o obișnuință. Obișnuiește-te să iubești dar nu iubirea în obișnuință. Cred eu că iubirea este singurul ian puternic în, în cupluri și nu trebuie să existe altă bară de sudură puternică între doi oameni care cred că se iubesc, alta decât iubirea. În momentul în care nu mai există iubire, fiecare are dreptul să aleagă altfel, pentru că avem dreptul ca oameni să fim fericiți. Și atâta timp cât eu nu te mai iubesc, nu vreau să te țin alături de mine, din obișnuință sau din ori, din comoditate sau din oricare alte rațiuni de oricare altă natură. Pentru că tu, ca femeie, ai dreptul tău să fii fericită și poate poți să-ți găsești o altă fericire într-o altă iubire, într-un alt loc. Da, uite, tu ești foarte rațional și ai dat un răspuns absolut corect pentru asta. De ce crezi că mulți oameni privesc mm. cu egoism latura asta și poate nu permit? Tocmai din egoism. Din... Tocmai din egoism, tocmai din. Uh, Faptul că se conștientizează la un nivel uh, cognitiv destul de uh, precar, uh, faptul că tu uh, nu poți sau nu ai putea fără persoana de lângă tine. Ba, ai putea fără persoana de lângă tine pentru că înainte să o cunoști, ai putut fără ea. Dacă ești un om care rănește sau ești un om care ai fost rănit, nu e bine să rămâi ancorat într-o realitate care îți poate distruge uh, viitorul. Eu care este slăbiciunea ta, Rariș? și care te-a costat cel mai mult în viață? Uneori judec în aparență lucrurile, sau uneori uh, trag concluzii uh, prea, prea repede. S-a întâmplat nu foarte de multe ori, dar s-a întâmplat să, să judec greșit oamenii. Asta s-a întâmplat în trecut, asta oarecum m-a călit și uh, m-a făcut să am ceva mai multă răbdare pentru cei pe care îi cunosc și ceva mai multă uh, toleranță. Sunt un om care nu poate fi mințit. Încerc să nu mint, încerc să nu rănesc, încerc să iubesc uh, cât mai mult, uh, încerc să fac astfel încât prezența mea în viața oamenilor și nu doar ca artist, ca om, uh, să conteze și să-i facă bucuroști și să le ofer timpul meu, pentru că la rândul meu mă bucur de timpul pe care mi-l acordă oamenii. Timp în care eu mă bucur de dragostea lor, de sentimentele curate uh, și... Cam despre asta este fericirea lui Raul. Ești în păcat cu tine și cu alegerile făcute până acum? Da, da. Sunt convins că dacă mi-aș fi dat alegerile pe mâna altora, nu s-ar fi ajuns niciodată aici. Și nu am nici uh, regrete că n-am făcut la timp ce trebuia, că sunt convins că am făcut exact ce trebuia din tot ceea uh, ce puteam să fac. Dacă nu cer imposibilul, aș vrea da. să-mi spui mie, ca și cum aș fi pe știșorul de aur, dorințele pe care tu le ai neîmplinite și pe care ți le dorești să se împlinească în perioada următoare. Uite, s-a întâmplat că eu să am o mare nefericire în viață și presa a scris mult despre asta, oricum a scris greșit și au scris ce au vrut ei, numai lucruri adevărate, nu? Au scris. Uh, eu nu conduc de vreo ceva timp. La un moment dat am avut o problemă cu carnetul, care apoi s-a agravat. Presa a scris că eu aș fi condus fără carnet foarte mult timp, că am avut multe procese, că tra la, am -la. mă sape tot să spună ce vor și așa mai departe. Dar într-adevăr, această problemă mea a dus la o prelungire a situației în care n-am carnet. Îmi este dor să conduc pentru că îmi este dor să călătoresc. Și acum, neconducând, cu atât mai tare înțeleg nevoia de a avea prieteni foarte buni lângă tine care m-au luat alături de ei și merg în excursii peste tot și este frumos, dar faptul că eu conduceam mă făcea oarecum independent și foarte activ din toate punctele de vedere, pentru că eu nu stăteam locul în nicio clipă. Plus că anul 2020 a fost un an foarte greu pentru toți artiștii, n-aș vrea să mă plâng, pentru că întotdeauna voi găsi soluții de nu de supraviețuire, că nu e cazul să vorbesc despre asta, voi găsi soluții pentru ca activitatea mea să funcționeze într-un fel sau altul. Fie că e în mediul online, fie că este în studio, întotdeauna eu voi încerca uh, să nu las speraul să nu existe ca și artist. Uh, și alte dorințe, ce să-ți spun? Îmi doresc foarte tare să conduc, îmi doresc să o văd pe mama mea uh, trăind cât mai mult și uh, cât mai puțin bolnavă. Și asta face parte deja din a treia dorință. Dacă Ui. am... Uh, aceste două lucruri, cred că le-am pe celelalte îndeplinite. M-aș bucura din suflet să, re să devină realitate. Însă uh -huh. n-am atins un subiect despre care tu probabil ai mai vorbit, însă telespectatorii cu siguranță te întreabă și pe tine cu atât mai mult doamnele care da. te plac și îți da. râvnesc, așa să zic, o conversație, să-ți și uh, câteva lucruri din viața personală. Nu ne-ai vorbit despre copii. Te-ai visat tatăl? Te-ai visat cu familie? Că nu m-am visat, m-am gândit și, da, într-adevăr, că un copil uh, îți. Uh, cum îți, îți întregește realizările pe care le ai, dar eu sunt genul de bărbat și de om care încă mai vrea să mai copilărească, încă simte nevoia de libertate și de asta n-am vrut să complic existența niciunei femei lângă mine. Pentru că eu știu sigur că uh, sunt destul de greu adaptabil unui mediu în care trebuie să uh, răspunzi unor responsabilități pe care nu vrei să le ai. Adică un tată presupune o maturitate, un tată presupune, în primul rând, o mamă uh, și asta este o altă responsabilitate. Uh, eu nu fug de aceste responsabilități, dar nici nu aș reuși să le fac la capacitatea uh, minimă de care ar avea uh, nevoie. Ești Printre puținii oameni care mărturisește asta și care își asumă înainte să ia o decizie care. Sunt -ar convins fi că mai poate bună. pe la 50 de ani, când nu va fi foarte târziu să devin tată, o să fac acest lucru. Nu mă deranjează ca să trăiesc 70 de ani, Eu tr voi trăi mult, asta vă garantez. <laughs> și la 70 de ani, copilul meu, fiul meu sau fica mea să aibă 20 de ani. Eu consider că este o, un lucru minunat să, să vezi, în soare oarecum la o bătrânețe sau la o maturitate sigură, nu maturitate infantilă de care ne bucurăm la vârsta pe care o am eu, la o maturitate sigură să vezi un copil de 20 de ani că e pe drumul lui. Da, unii își doresc să crească odată cu copiii lor, dar eu sunt altfel. Și nu pentru că îmi doresc să fiu altfel, pentru că așa este nevoie în viața mea, în creierul meu, în sufletul meu. Nu sunt încă un tată responsabil și un soț responsabil pentru că nu reușesc să fiu Suficient de matur pentru ca să am grijă de, ace de, 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 de aceste responsabilități. Nu vreau să trec prin uh, divorțuri, prin uh, certuri, prin scandaluri, doar pentru că nu am luat deciziile bune la timpul potrivit. Și sunt convins că nu voi regreata, regreta niciodată faptul că nu am făcut acest pas. E bine că ești un, un om asumat, și iată că, așa cum ai spus, încă de la începutul emisiunii, inima ta are o vârstă poate doar cu unul în față de copil, da. și atunci cu siguranță te-ai obișnuit, să spun așa, cu tabieturile tale, cu trezitul poate puțin mai târziu, cu lucrurile pe care le vrei în viața ta și care să-ți aducă fericire. Dă-mi voie să te mai întreb. Ești un om credincios? Da, da. Pentru mine credința este mult mai importantă decât religia. Eu am învățat de la credință că cel mai important lucru pe care trebuie să-l ai și care te, te face cu adevărat credincios este iubirea. Pentru că Dumnezeu a lăsat 10 porunci singurele pe care le-a lăsat. 10 porunci. Iar cea mai importantă este să îți iubești aproapele. Și știi de ce? Pentru că iubindu-ți aproapele nu faci nimic din celelalte 9 porunci. Să nu furi, să nu ucizi, să nu poftești. Toate, se, 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 toate poruncile se învârt în jurul acestei porunci să îți iubești aproapele. Cred că legea iubirii este singura lege cu adevărat importantă pentru Dumnezeu. De asta n-am înțeles niciodată religia de ce a introdus anumite dogme ca și cum ar fi parte ale credinței. Eu sunt convins că Dumnezeu nu există în biserici. Te duci doar să te regăsești pe tine într-un lăcaș unde găsești o liniște ecumenică, dacă vei Dumnezeu nu este la biserică. Dacă tu în biserică nu intri cu Dumnezeu deja în Suflet, te duci absolut degeaba acolo. Faptul că ții post, asta nu va echivala niciodată sacrificiul pe care l-a făcut Isus când a stat răstignit pe cruce. Faptul că tu nu mănânci 20 de zile și la finalul unui post mănânci toate porcările pe care le-ai poftit timp de 20 de zile, asta nu va echivala sacrificiul lui Isus. Privește un bătrân în ochi, ia un, ia un, uh, un copil în brațe, bucură de o floare care crește, nu știu, sădește un pom. Sunt uh, reguli de iubire pe care în ochii lui Dumnezeu vor funcționa mult mai bine decât postul, sau decât mersul, sau decât înconjuratul bisericilor. Acestea sunt niște lucruri pe care credem noi că le facem în numele credinței, dar credința adevărată înseamnă iubirea pe care o ai în suflet pentru cei din jur. Eu Cresc cred că asta că înseamnă credință. La cele 10 porunci, crezi că ar mai trebui uh, vreo poruncă scrisă sau porunci adăugate? De da, exemplu, să vezi de un... treaba ta. <laughs> de exemplu, una din ele să fie aceea de a fi poruncită iertarea. Să iertăm. Când iubești, ierți. Și atunci ne legăm exact de prima poruncă, iubește-ți Iubi... aproapele, pentru da. că toate au legătură cu... Iubirea înseamnă iertare, iertarea înseamnă... Înțelegere, înțelegere înseamnă toleranță, toleranța înseamnă toate intră în iubire. Dumnezeu a fost foarte deștept. Dumnezeu a fost foarte deștept când a dat aceste zece porunci. Zece porunci care astăzi au devenit uh, atât de interpretate, s-au scris cărți, s-au scris uh, rugăciuni, s-au scris... E atât de simplă comunicarea ta cu Dumnezeu. Dumnezeu pe care îl ai în suflet, pe care îl ai în, în orice faci chiar și dacă ești ateu cumva tot crezi în Dumnezeu pentru că la un moment dat există nevoia conștientă sau inconștientă ca ceva sau cineva să te ajute să ieși dintr-o situație și îl invoci pe Dumnezeu chiar și uh, inconștient Cel dar nu este acel Dumnezeu, Dumnezeu în rugăciunile tale în general în loc pe Dumnezeu și asta face parte deja din, din din comunicarea mea foarte personală cu Dumnezeu dar de cele mai multe ori nu mă gândesc la mine în rugăciunile mele. Să înțelegi că îți place să-ți uh, pomenești e mult spus, să-ți amintești de persoanele dragi, să te rogi pentru sănătatea lor sau în general i aduci mai parte din lucruri. fericirea mea este să-i văd și pe cei din jurul meu cau uh, cât mai puține probleme, cât mai. Uh, uh, și cât mai multe bucurii. Face parte din, din fericirea mea și știi de ce? Nu pentru că aș fi eu cel mai fericit sau cel mai realizat om pe care îl au acești oameni în viața lor, ci pentru că eu am învățat să mă mulțumesc cu cât am. Și în momentul în care ești atât de asumat încât poți să fii fericit cu cât ai, și nu sunt un om care are puțin, dar nu are nici foarte mult, uh, am exact atât cât, uh, cât pot să duc și exact atât cât uh, să-mi asigure material un trai uh, nu decent, puțin peste decent. Adică pot să, poate că, Față de un om obișnuit, poate că pot să merg în excursii mult mai mult decât ar face un om obișnuit. Pentru mine, ă, asta contează foarte mult să călătoresc. Nu sunt un om care își cumpără, cumpără cămăși de 500 de euro și nici pantofi de 2000 de euro. Cu 2000 de euro pot să stau 10 zile sau 15 zile în Dubai și prefer lucrul acesta. Dar au fost momente în care ai uitat da. de existența lui pentru că ai avut obstacole în viață? Nu. Niciodată. Niciodată. Dumne, Dumnezeu nu are cum să, să să dispară din viața noastră. Nu este. Nu se poate. Și totuși, care sunt lucrurile sau stările pe care simți că nu le mai poți duce? Oh, mai pot duce. <laughs> mai pot să Când du spui că nu mai poți, mai poți puțin. Nu există ceva să nu mai pot duce. Ți-am spus pentru că mi-am și simplificat parecum, existența. Simplificat nu înseamnă că trebuie să fii leneș sau să te debarasezi absolut de toate responsabilitățile pe care le ai. Sunt lucruri care trebuie să fie făcute, sunt situații în care trebuie să ieși. Dar toate astea eu am încercat să le duc într-o latură cât se poate de simplă. Cu cât te complici mai tare, cu atât viața ta devine mai puțin fericită. Știi ce mă uimește profund, dar plăcut, faptul că tu ai și avut, ai și plecat de la munca de jos, după cum ai spus puțin mai devreme, și totuși n-ai patat cu extravaganțele. Adică ai spus puțin mai devreme, vis-a-vis -vis de obiectele de vestimentație, modul în care ai câștigat banii și nu te-ai dus în primul magazin să arunci. Prețuri exorbitante pe lucruri pe care poate le ai Atât doar o singură dată în purtarea de zi cu zi. Atâta timp cât dai banii pe ce nu-ți trebuie, la un moment dat o să ajungi să vinzi ce-ți trebuie. Și nu vreau să ajung niciodată la o asemenea situație. Consider eu că echilibrul și cumpătarea întregesc o latură foarte puternică a fericirii. Nici nu e bine să îți iei de la gură și să pui deoparte pentru zile negre prea mult sau mai mult decât este nevoie. Important este să te bucuri și să-ți lași inima și să-ți lași în fiecare zi timp pentru a te bucura de lucrurile frumoase din, din viața ta. Niciodată nu am spus nu unei excursii unei călătorii, unei experiențe personale cu oameni pe care nu i-am întâlnit. Și asta mi-a deschis foarte multe uși și au rămas deschise și uh, mă bucur că am unde să bat și mă bucur că și eu sunt o ușă la care uh, bate foarte multe lume pentru că uh, acei oameni știu deja ce eu am învățat de la cei care mi-au deschis mie ușile. Ce frumos. Dacă ar fi acum să găsești un titlu potrivit pentru cartea vieții tale, care ar fi? Nu știu. Nu știu dacă ar fi doar un singur cuvânt. Ar trebui. Deși eu sunt destul de bunicel, ca să spun așa, în, în a găsi titluri, uite, cartea dinainte s-a numit tot ce tot nu ți am spus, uh, am considerat că e inspirativ, dar uh, dacă ar fi să scriu o carte despre mine sau despre experiențele pe care le-am avut, uh, nu știu. A fost întrebarea mai așa, te-a luat prin uite, surprindere. Aș putea să vorbesc despre lucrurile normale dintr-o viață anormală sau lucruri anormale dintr-o viață normală. Dar depinde, vorbim, o să mă gândesc. Oricum, mai am mult de trăit, încă nu am subiect pentru o carte întreagă. Cred că trebuie de asta să nu mai ai trăiesc, trebuie acum. să mai trăiesc, da. Nu sunt suficient de matur încât să-mi găsesc titlul unei cărți care încă se scrie. Da, pentru că ai spus puțin mai devreme, trebuie să vorbim după 60 încolo ca să chiar vedem 70. etapele, așa că mai avem să știi capitole că eu la de la 70-80 o să cânt chiar și rezema de pian, nu contează. <laughs> Raul... Da. Crezi că greșelile făcute în viață mai pot fi reparate? În momentul în care tu conștientizezi că ai greșit, ai conștientizezi și ce trebuie făcut pentru ca să se pară greșeala. Este foarte important. Eu sunt un om care dacă a greșit și conștientizează acest lucru, își cere iertare și face tot posibilul să îndrepte acea greșeală. Dar niciodată nu îmi voi cere iertare pentru lucruri pe care nu le-am spus, pe care nu le-am făcut sau pe care eu consider că nu sunt gă... despre care eu consider că nu sunt gă... greșeli personale. Dar ai vreo greșeală pe care n-ai remediat-o până acum? Nu. Un foc nestins? Nu. Dar timpul nu-i pierdut. <laughs> să le faci și să le <laughs> da, spui. Da, da. Ești uh... cu adevărat un om de poveste și Mulțumesc Faptul zi, că tu uh... Privești cu atâta sinceritate și uh, tratezi la fel de sincer uh, etapele prin care ai trecut în viață, sfaturile pe care le dăruiești, spune foarte multe. Însă, aș vrea să știu ce s-a schimbat în viziunea ta despre viață pe care o aveai la începutul, la 20 de ani, de exemplu. La 20 de ani nu ai o viziune despre viață. La 20 de ani ți se pare că viața este un, un accesoriu, ceva la îndemână, ceva. Cu care tu poți să faci ce vrei pentru că ai 20 de ani și toată lumea este a ta. Și ce crezi la 40 de ani, eu simt la fel. <laughs> că poți face crezi? orice, gândindu-mă că la 20 de ani uh, am făcut la fel și nu e o mare diferență să știi. Uh, există laturi ale mele pline de maturitate și de sinceritate și de stăpânire de sine și așa mai departe și de responsabilitate, dar există și laturi care uneori cu discernământ necesar le anulează pe celelalte doar ca să mai trăiesc din bucuria bă, bă, copilăriei. Când crezi că vine maturitatea, nu absolută, că e mult să Eu te sper să asta. vină cât mai târziu. Eu sper să vină cât mai târziu. Spune Spun asta lucruri. cu toată maturitatea de care pot să dau dovadă acum. trei lucruri fără de care nu ai putea trăi. Ha, na, sigur că n-aș putea trăi fără muzică. Cred că n-aș putea trăi fără telefon și n-aș putea trăi dacă n-aș putea călători. Da, bravo pentru că ai spus asta și am abordat și subiectul tehnologiei. Uh, ești omul care e nelipsit de telefon. Telefonul meu nu înseamnă faptul că eu vorbesc la telefon, chiar evit acest lucru. Nu prea îmi place să vorbesc la telefon, vorbesc mai mult prin mesaje, rămân scrise și ce e scris rămâne scris. Uh, dar uh, telefonul meu fiind smartphone, e comunicarea mea cu. cu tot ceea ce fac eu în mediul online, pentru că uh, televiziunea nu mai este ce a fost, uh, online-ul a luat locul televiziunii, chiar și unele televiziuni sunt văzute în online și atunci uh, firește că eu fiind propriul meu manager, propriul meu uh, impresar, deși am lucrat cu foarte mulți impresari, uh, eu singur îmi păstoresc uh, toată muzica, tot ceea ce am și asta mă. Pune oarecum să stau tot timpul cu telefonul în mână, dar sunt momente și când nu stau cu telefonul, și atunci au iPad-ul. Găsește o soluție da. și pentru asta. Da. Acum, spune Care este cea mai mare reușită ta în carieră până acum, și cel mai mare eșec? Uh, nu există cel mai mare eșec, iar cea mai mare reușită este faptul că sunt un om ancorat în realitatea mea, și sunt un om care înțelege uh, ce trebuie să facă pentru ca să fie cel puțin așa cum este. Ce frumos! Cum ai simțit perioada asta în care am fost carantinați, în care a fost și stare de. Pentru alerta? mine a fost o binecuvântare. Serios, pentru că spuneai da. că iubești călătorile și știindu-te da. mereu în avion, eram obosit, Iar eram de obosit, înseamnă nevoia de relaxare și m-am axat foarte mult, am, am scris, am compus, am fost în studio și ce crezi că n-am ieșit din casă? Păi n-am fost eu dată în Mexic și de trei ori în Turcia. <laughs> soluția e soluția găsit. Deci am fost, da. Și în timpul verii am cântat în fiecare zi la toatele de vară din, din, de pe litoralul românesc și la terasele unde cânt eu uh, vara. Dar asta s-a întâmplat doar vara. Și pentru un public foarte restrâns, pentru că a trebuit să stea la distanță. Deci la un moment dat mi s-a părut că era mai mulți pe afiș decât în sală. Dar important este că uh, am cântat și că a fost bine și că am mai avut evenimente care s-au desfășurat online, recunosc tot așa cu, cu sala goală. E o senzație ciudată să-ți imaginezi că ai o sală plină de oameni, dar când știi că dincolo de camerele de pragostar psihologic, care e uh, obiectivul aparatului de filmat, când știi că se află o lume care te vede, uh, o sală goală ți se pare o sală plină. Și important este să ai tu sufletul plin de bucurie pe care să o împarți, chiar și prin intermediul unui uh, obiectiv... Uh, al unei camere de filmat. Ești, e fără îndoială, un om foarte pozitiv și te-aș ruga acum să-mi mm. dai și mie rețeta acestui pozitivism Ca pentru să... a vindeca dezamăgirile. Ca să fii pozitivă, trebuie să fii pozitivă. E Uite, foarte simplu. E, da, e, e, bună fraza aceasta, dar cred că trebuie să o trăiești Ai un cățel, da? Ai un cățel nu? Da. O fetiță. -ai, vă, -ai văzut, ai văzut vreodată tristă? S-a întâmplat când a primit recompensa dorită. <laughs> E, eh, uite, probabil că dacă ai primi o recompensă pe care nu dorești și nu aștepți, cred că ai fi mult mai pozitivă. Uh, lucrurile bune se vor întâmpla întotdeauna la timpul lor. Important este să faci orice, să nu aștepți să ți se întâmple, să faci să ți se întâmple uh, și să nu-ți pui niciodată bariere tu singură. Păi aș vrea să fac aia, dar nu pot că nu există. Nu pot, nu există, nu se poate, nu există, să nu ai soluții. În Întotdeauna... Orice problemă are o soluție. Așa cum și o soluție poate avea uh, o problemă. Dar întotdeauna, dacă dorești ceva cu adevărat, se poate. Important este să nu-ți dorești să vină un prinț pe un cal alb uh, dintr-un castel care nu există. Care a fost uh, cel da. mai curajos lucru pe care l-ai făcut? Uh, să vin astăzi la emisiune, să vorbesc despre lucruri pe care <laughs> nu le-ai spus niciodată. Pe asta chiar nu o să uit, Raul! Da! Uh, nu știu dacă am făcut lucruri curajoase, am făcut lucruri normale. A curajos? Nu știu. Nu știu, poate ai nebunii cu de... poate ai făcut I... scuba diving. Fac în... multe nebunii despre care nu o să vorbesc niciodată la televizor. De ce? Ce te reține? Uf, Uite, uh... zim -mi și mie o nebunie de a ta care cred eu că nu este atât de... Nu mm... e o reținere în fața telespectatorilor. Îți împărtășesc și mm... eu una. <laughs> da. Aha, începe tu. Uite, eu am sărit cu parapanta și am făcut și scuba diving. Pentru mine a fost cu adevărat o etapă curajoasă, pentru că eu am puțin fobie și da, de și Mă gândeam ceva. cum o să fiu pe fundul mării <laughs> cu acel tub de oxigen la gură. Un act de curaj al ei a fost să sară, să sară, cu parașuta. Un act de curaj al meu a fost să mă duc să sar cu parașuta și să nu sar. Vă jur pe cuvânt de onoare să te-ai gândit să faci asta și te... Da, și m-am dus la clincen să sar cu parașuta și n-am mai sărit. Și curajul tău, de fapt, a devenit curajul meu, oarecum. Eu n-am mai sărit. Dum. Deci nu, N-am avut atât de mult uh, curaj atunci. Să știi că și eu am vrut să-mi demonstrez bărbăția în fața prietenilor, pentru că toți săreau cu parapanta și eu ar fi, ar fi urmat să fiu ultima și zic eu chiar nu pot să întreb asta da. cu... ține de că am zburat și n-am putut decât să închid ochii să nu știu ce se mai întâmplă cu mine. Nu sunt așa, nu sunt disperată după fază de genul ăsta. Adrenal, adrenalina la tine e în altceva, nu? În altceva, da, în altceva. Nu în, în not, nu în... A, am înotat în ocean, am sărit de, de pe vapor frumos, dar nu e înțeles. și astea ți-au adus fericire. Spune-mi ce regăsești în tine, Rares, trăsături sau caracteristici pe care le vezi în părinții tăi? A, de ce la, ai de la mama, de exemplu, de la și mama, ce ai de la De la mama tata? cred că am cumpătare, răbdare... Probabil și uneori și nervii, că uneori mă enervez și eu când mă enervez, mă enervez foarte repede, dar îmi trece și foarte repede. Și uh, am spus-o mereu că nu suport uh, uh, lipsa de logică. Asta lipsa de logică un pic pe mine mă, mă, mă pune într-o zonă în care trebuie să mă facă să am răbdare. Pentru că nu mă împac. E un lucru, uite, uite unul din secretele despre care n-am vorbit și... Unul din lucrurile pe care nu le prea înghici în lipsa de logică. Cartea ta, tot ce nu ți-am spus, oare astăzi la Folclorul sau sub lupă a fost tot ce nu mi-ai spus sau mai ascuns secret? Aș vrea să vă spun că mi-ar plăcea să-mi citiți cartea, o găsiți online. Dacă nu o găsiți să o citiți, puteți să o găsiți, să o ascultați sau să o și vedeți recitată de și mine. și format audio. Este format audio și sunt și videoclipuri la aceste poezii pe canalul meu de YouTube. E suficient să căutați pe YouTube Raul tot ce nu ți-am spus și o să puteți să-mi ascultați recitate de mine. Dacă la începutul emisiunii am spus viața pe un peron, dăm voie să spun că în acest peron, odată cu venirea ta în emisiunea Folclorul sub lupă, uh, au trecut trenurile în care ne-am oprit, în care n-a venit uh, Conducatorul, să spun așa, să vină să ne verifice biletele? A mers însă... fără ăsta, a fost a... un an de curaj. A mers Uite cu nașul mult timp. Deci, mai mi-ai mai un secret. Și aș vrea să te întreb acum, în finalul emisiunii, pe care eu n-am simțit mm. că a trecut atât de repede, care este destinația lui Raul în următorul, când va prinde următorul tren? Uh, în primul rând, că o să prind următorul tren. Destinațiile mele sunt acele locuri în care, fizic vorbind, merg cu prietenii mei. E un început de an în care mare lucru nu se întâmplă, dar, dar se va întâmpla să călătoresc către locuri unde este puțin mai cald, ca și temperatură, și unde mă întâlnesc cu oameni pe care îi iubesc. Așa cum s-a întâmplat astăzi, fără ca să-ți fac un periaj artistic gratuit. M-a bucurat foarte tare că am fost în emisiunea de astăzi. Sper să fiți fericiți, să aveți parte de un an bun iubiți-vă mult, e singurul lucru pe care nu vi-l ia nimeni uh, niciodată și uh, în rest o să fie bine. Dacă iubiți, o să găsiți putere să rezolvați uh, orice. Pentru mine, astăzi, prin intermediul emisiunii și prezența ta distinsă, uh, ai mai scris o carte. Mulțumesc tot din ce suflet. nu ți-am spus, dar tot ce mi-ai spus. Din suflet. Îți mulțumesc și eu, Să aveți un an bun cu toții.